ales-o totodată și cu inimă. Noi suntem de loc din Câmpia Turnu. Și iată că ne întoarcem, eu am deja 60 de ani, ne întoarcem în Câmpia Turnu cu o investiție frumoasă, sperăm și eficientă și care să dea roade, care să servească și mediul de afaceri și mediul social din Câmpia Turnu. Pot să vă spun că acum aproape 40 de ani, în 1965, tatăl meu și al lui Dan Pișoiu era șeful secției de zicare termică sârmă, dincolo de gard, în combinat. În acea perioadă când România se industrializa, s-au achiziționat instalații moderne de zicat sârmă din Germania. Fiul patronului din Germania, doctorul Rolf Goldhuber, a fost desemnat să participe la punerea în funcțiune. În această conjunctură s-a cunoscut cu tatăl nostru, doi ingineri tineri care au colaborat să pună în funcțiune instalația de zicare termică sârmă din Câmpia Turnu. Bazați pe această pasiune, aș putea să spun, tehnică, s-a creat o prietenie între ei, a urmat investiția de la Buzău, actuala firmă Ductil Buzău, unde tatăl meu a fost detașat acolo și totodată au preluat și instalații din Germania și au pus în funcțiune și acele instalații din Germania. Deci o dublă colaborare care a creat o prietenie serioasă între domnul Pișoiu și domnul Goldhuber, care peste ani, atunci când condițiile economice din România au permis, s-au reîntâlnit în 1990. Pe atunci, eu și Dan eram tineri ingineri de aproximativ 30 de ani, 20 și ceva de ani, 30 de ani, care ne-am gândit că ar fi pentru noi bine să mergem să lucrăm în Germania ca ingineri. Tatăl meu a reușit să ia legătura cu domnul Goldhuber, care a zis, am o idee mai bună, hai să facem o companie în România. Așa s-a creat firma Berbanat, încă din 1990, care pas cu pas s-a dezvoltat. A început cu recuperarea zincului din materialele secundare rezultate la zicările termice, cu confecții metalice, cu producția de oxid de zinc. Iar în anul 2003 am adunat suficient capital ca să ne aventurăm în această direcție a zicării termice, care, din păcate, este prea puțin cunoscută în România, iar noi facem un mare efort ca să o promovăm, să o facem cunoscută, ca lumea să cunoască avantajele ei. Deci, în 2003 am pus în funcțiune instalația de zicare din Timișoara, în 2009 am pornit instalația de zicare din Făgăraș, în 2014, tot la Făgăraș, am pus în funcțiune o instalație specializată pentru piese mici, o dezicare termică prin centrifugare. Și iată-ne acum, în 2022, în măsura să inaugurăm hala din Câmpia Turnu. Avem mare încredere în viitor, așa cum și domnul primar a avut încredere să creeze acest parc industrial, unde iată că tot mai multe companii cu potențial important economic creează locuri de muncă care contribuie la bugetul local. Avem încredere în angajații noștri, că se vor strădui să ofere un produs de cea mai bună calitate. Cred că și angajații noștri au încredere în noi, într-o firmă care să asigure locuri de muncă sigure, care să le asigure un trai decent, bun pentru familiile lor. Bazați pe această valoare, încredere, pornim la drum, astăzi, la Câmpia Turnu, și sperăm să fie într-un ceas cu responsabilul de acest proiect, care l-am început în urmă cu mai bine de 5 ani de zile. De fapt, prima noastră intenție de a face o fabrică la Câmpia Turnu a fost chiar în urmă mai bine de 10 ani, dar nu s-a concretizat atunci,
nu am găsit nici înțelegerea necesară la nivel local, între timp lucrurile s-au schimbat și pe această cale țin să mulțumesc autorităților locale și județene pentru sprijinul acordat pentru înființarea acestui parc, care e un lucru extraordinar. Totodată am vrut să fim mai aproape de clienții din zona centrală și de nord-vest a țării, pentru că dorim să crească și ei deodată cu noi și fiind mai aproape de ei, acest lucru se va întâmpla mult mai accelerat pentru fiecare dintre ei. Voi foarte scurt, vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, cum am zis, în primul rând, autorităților locale, domnului primar, domnul Vigant, prietenul meu Cristi Haiduc, care m-a sprijinit și m-a ajutat, proiectantului, din păcate nu a reușit să ajungă Paul Puș, constructorilor, începând cu firma Boerix, iau în ordinea cum au intrat în șantier, Boerix prin Andrei Burieru, firma AC Metal prin domnul Mișinescu, firma Expert Montaj prin Horace Macean, domnului diriginte de șantier Mușcău Dorel, care m-a sprijinit și mi-a fost de real ajutor. Și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor din Verbanat, nu o să-i nominalizez pentru că sunt mulți, care s-au implicat în montarea utilajelor de-a lungul acestor ani. Mulțumesc și sper să fie într-un ceas bun această investiție. Pentru noi foarte important. După cum Horia a spus, Verbanat are mai bine de 30 de ani de activitate, dar ultimii 20 au fost focusați pe zincarea tehnică. Dacă în 2003 am deschis o secție la Timișoara, pentru că sediul firmei era în Timișoara, o secție cu capacitate de 1000 de tone pe lună și de-abia după 3 ani de lupte am reușit să o ducem să lucreze spre capacitatea ei, 60-70% din capacitate. Între timp am observat că piața cere o poziționare mai în centrul țării și am avut șansa să găsim o locație pe fosta platformă Urbuc de la Făgăraș, care ne-a ajutat foarte mult în dezvoltarea firmei. Am început proiectul în 2007 și l-am finalizat în 2009. Iar în 2014-15 s-a făcut o modernizare și o creștere de capacitate de producție și totodată punerea în funcțiune a unei secții pentru piesele mici, acestea treia instalație a companiei. Uite că astăzi, în 2022, reușim la Câmpia Toxic să punem în funcțiune o capacitate de peste 2000 de tone pe lună. Eu sper că în contextul actual, în care se pune accent pe economie de energie și de materii prime, zincarea tehnică ajută enorm acest lucru și proiect. Sper și sunt convins de fapt că proiectanții și arhitecții vor lua în calcul această tehnologie pentru viitor și fiind mai aproape de clienți, o să fie o posibilitate să ajutăm clienții din zonă. Știm că mulți mai apelau și la servicii din Ungaria, dar sper să crească clienții zonei, la fel cum au crescut cei din Timișoara și cei din zona Făgărașului. Pentru că acum, după mica mea experiență care am acumulat-o în cei 30 de ani la Verbanat, eu știu că pentru a face o afacere bună, trebuie să ai o idee, o idee bună. O idee în sensul că e bună dacă ai un produs sau un serviciu care e cerut pe piață. Să ai clienți, asta e cel mai important, să ai clienți. Eu la început n-am înțeles treaba asta, fiind inginer de profesie, am crezut că e destul să produci. Nu e destul să produci, trebuie să vinzi.
după ce ai ideea bună, trebuie să ai o finanțare pe măsura proiectului care îl ai. Iar eu vreau să menționez că Bergmannat a fost sprijinită în acești ani, la toate proiectele sale, de UniCredit, care a fost alături de noi și în clipe grele și mai puțin și în clipe bune, și am reușit să punem proiectele, să le finalizăm. E important să ai utilaje și o tehnologie care să fie la zi, dar cel mai important pentru mine, din câte am observat, este să ai un colectiv pe care să te bazezi și care să te ajute. 70% cred că din succesul unei afaceri e bazată pe oameni. Dacă ar fi să nominalizez cei care au avut cea mai mare contribuție, aș avea mulți de enumerat astăzi, din colegii noștri care și-au pus toată energia în finalizarea acestui proiect. Dar eu am avut un profesor la liceu care spunea: copiii buni trebuie pupați numai în somn. Așa că îi lăsăm să-i menționăm, dar sunt convins că vor aș aduce aportul în continuare. În schimb, astăzi mai avem de față doi seniori veniți din Germania, domnul Zimmer și domnul Pacula. Sunt doi oameni care vreme de 20 de ani au fost alături de noi pentru suportul tehnic, fără de care firma Bergmannat nu ar fi ajuns unde a ajuns astăzi. Așa că țin să le mulțumesc și lor și tuturor colegilor mei. Vă mulțumesc! O să vă spun și eu câteva vorbe tot din suflet. Și o să încep prin mulțumirile pe care mi le-ați adus și vreau să vă spun că nu este meritul meu pentru ceea ce s-a întâmplat cu popularea parcului industrial. Meritul este al echipei pe care o conduceam în 2016 când am venit în primărie și nu pot să nu-i amintesc astăzi aici pe domnul subsecretar de stat Cristian Haiduc, pe doamna prefect Irina Munteanu și pe domnul viceprimar Sabin Ghemeș, pentru că la acel moment am luat o hotărâre pe care cineva din presa locală o caracteriza ca fiind nebunească, dar care se pare că a dat succes. În sensul că prima hotărâre majoră pe care am luat a fost de reducere a taxelor și impozitelor în municipiul Câmpia Turzii, din dorința de a reindustrializa municipiul nostru. Și se pare că acea hotărâre nebunească a dat succes, pentru că îmi aduc aminte de primele discuții pe care noi le-am avut, Bergmannat, iată, este dovada, sau încă o dovadă via faptului că reindustrializarea pe care noi ne-am propus-o a avut succes prin finalizarea acestei investiții de la Câmpia Turzii. Vă spun că era foarte mândru atunci când discutam despre o investiție de 6 milioane jumate de euro și ziceam: Doamne, ce primar bun sunt dacă am reușit să atrag către Câmpia Turzii o investiție de 6 milioane jumate, mă rog, 9 milioane de euro acum. Dar vreau să vă spun că în acest moment la Câmpia Turzii se derulează investiții de 45 de milioane de euro, va începe o investiție de 75 de milioane de euro în octombrie și așa, în premieră, poate pentru presa locală, ieri a purtat discuții pentru o investiție de 90 de milioane de euro care va începe, deja se lucrează la proiectare și probabil anul viitor va începe și construcția. Asta înseamnă că municipiul pe care vremelnic îl conduc s-a îndreptat spre reindustrializare, s-a îndreptat spre industrie. Poate vom reuși cumva să redevenim ceea ce am fost cu foarte mulți ani în urmă, un pol industrial important în Transilvania. Eu vă felicit la modul sincer și pentru investiție, dar și pentru tăria și curajul pe care l-ați avut de a continua investiția după incidentul acela neplăcut din 2019, de care nici nu cred că mai trebuie să amintim, pentru că până la urmă ați dat dovadă că aveți puterea să mergeți mai departe și ăsta este un semn bun pentru Câmpia Turzii. Și nu mă refer aici doar la locurile de muncă pe care le-ați creat sau la taxele și impozitele pe care le plătiți către primărie, ci mă refer și la ajutorul pe care le v-ați acorda investitorilor locali care, în mod cert, au nevoie de zicare termică și care nu vor mai fi nevoiți să apeleze la firme din alte zone ale țării. Vă felicit și succes în continuare și cred că nu mai trebuie să o spun, Ciprian știe foarte bine, sprijinul nostru este necondiționat în continuare pentru dumneavoastră.
Sunteți primul investitor din partea industrială a primăriei Câmpia Turzii, care vă finalizați investiția. Sunt convins că nu veți fi ultimii. Succes mult în continuare! Felicitări! Așa cum spunea și domnul primar anterior, îmi reamintesc cu emoție comentele inițiale atât ale parcului industrial cât și conceptul reindustrializării despre care tare mult am vorbit cu toții. Mai mult decât faptul că am vorbit, se întâmplă la Câmpia Turzii și este un motiv permanent și constant de laudă pentru mine, indiferent în ce mediu vorbesc despre Câmpia Turzii, vorbesc despre acest proiect pilot, după cum spunea și domnul Cuvar, pentru care mulți ne-au și l-au considerat nebun. Este un moment minunat să particip la o nouă inaugurare. În județul Cluj se întâmplă foarte mult acest fenomen, pentru că este un pol de dezvoltare important în țară și acesta este un motiv în plus de mândrie pentru noi că suntem parte din județul Cluj. Vă doresc mult succes, vă felicit și instituția pe care o reprezint vă stă la dispoziție în proiectele dumneavoastră. Thank you.